Nu vă pot spune cât de frustrant este pentru mine ca slujitor al lui Dumnezeu să mă duc la culcare sâmbătă, noaptea spre duminică, la ora 1, la ora 1 și jumătate, fără să știu ce să citesc ziua următoare și ce să spun poporului. Dar câteodată trebuie să trec prin experiența aceasta și de vreme încoace vă mătruisesc că-mi vine tot mai greu să vă vorbesc. Când eram mai tânăr, la începutul lucrării slujirii pastorale, îmi venea greu să vorbesc din cuvânt, pentru că știam foarte puțin din cuvântul acesta, atât de bogat și atât de frumos. Câteva versete pe care le găseam cu greu și câteodată mi-era rușine de frați cât de mult trebuie să caut până să dau peste Ioan 3:16. Însă de o vreme încoace, pentru că am căutat să mă apropii de Dumnezeu, să citesc mai mult Biblia, numai Dumnezeu știe cât de mult mă apropii de cuvânt și cât de mult caut fața Lui, constat că îmi este totuși greu să vă vorbesc din cuvânt, pentru că trăim o vreme destul de grea. Stăteam de vorbă ieri cu un frate la telefon și mi-a spus: frate, frățește, prietenește, ți-o spun, dumneata trebuie să ai mare grijă ce spui. Pentru că s-ar putea cuvintele dumitale să poată fi folosite împotriva dumitale. Și am zis, ai dreptate. În unele împrejurări obișnuiesc să mă mai exprim și grafic, și odată la lucru am făcut un mic desen în care apărea un bărbat și o femeie îmbrăcați oficial în fața cuiva care oficia o cununie. Și oficiantul acela, care puteam să fiu eu, le spunea celor doi un text foarte șocant. Le spunea cam așa, în desenul meu: aveți dreptul să nu spuneți nimic. Orice veți spune va putea fi folosit împotriva voastră. Era o caricatură și unii din colegii mei mi-au spus: măi, ne-ai pus pe gânduri cu caricatura asta. Aș vrea să vă spun că tendința este aceasta și în biserici. Sigur că cei ce oficiază cununii nu citesc asemenea cuvinte. Asemenea cuvinte le citește un polițist când face o arestare. Dumneavoastră știți. Dar tendința este de multe ori prin biserici să se meargă într-acolo și le vine tot mai greu slujitorilor din cuvânt să spună lucrurilor pe nume, pentru că de multe ori se întâmplă cuvintele lor să fie răstălmăcite. Și în anumite situații de viață nedorite, dar inevitabile, să fie folosite cuvintele lor răstălmăcite, nuanțate, chiar împotriva lor. Însă, oricât de greu îmi va deveni lucrul acesta, aș vrea să-l fac totuși. Și ori de câte ori voi avea oportunitatea să vă vorbesc din locul acesta, din cuvânt, îmi doresc cu orice preț, cu orice preț, să vă spun adevărul. Poate că unora vă va fi de folos. Se întâmplă atunci când un predicator vorbește din cuvânt și spune un anume lucru, un anume adevăr, tu stai pe bancă, ai venit în casa lui Dumnezeu să mai auzi cuvântul, să te închini, să lauzi pe Dumnezeu împreună cu frații tăi, cu surorile tale. În timp ce predicatorul spune un anume adevăr din Biblie, lângă tine un frate binevoitor sau o soră să spună: ei, lasă că știm noi că nu-i chiar așa. Și se întâmplă că în biserică vorbesc doi învățători. Unul dintre ei se folosește de predicator și transmite o învățătură, un adevăr din Biblie. Și un alt învățător, nevăzut, se folosește de un frate de lângă tine sau de o soră de lângă tine să-ți spună ceva prin care să contracareze adevărul rostit de la amvon. Poate că la noi nu se întâmplă. Dar să știți că în multe biserici se întâmplă. Ar trebui să avem grijă să nu se întâmple și pe la noi. Poate că v-ați întrebat în dimineața aceasta, oare ce legătură are pasajul pe care fratele Iosif l-a citit cu sărbătoarea la care suntem părtași? Aș vrea să vă spun că are o foarte mare legătură, pentru că noi trebuie să ne apropiem de Domnul și trebuie să ne pregătim în vederea acestei apropieri.
Fiecare zi pe care noi o trăim pe pământul acesta, 7 zile din săptămână, noi trebuie să trăim în așa fel încât părtășia noastră cu Domnul să nu fie afectată de vorbele noastre, de gândurile noastre sau de faptele noastre. Nu doar o zi pe săptămână sau nu doar o zi în lună, ziua în care în biserică, după rânduială, se oficiază cina Domnului, trebuie să avem preocuparea aceasta. Nu. Preocuparea aceasta noi trebuie să o avem în fiecare zi, 24 de ore din zi. Apostolul Pavel, în epistola către Corinteni, în prima epistolă, în trei locuri diferite vorbește despre cina Domnului. În trei locuri diferite face referire la ea sau o invocă. Pentru că problemele pe care le avea biserica din Corint aveau legătură cu cina Domnului. În pasajul acesta, Pavel trage un semnal de alarmă pentru frați. Li se adresează duios, le spune fraților. El nu se uită de sus la ei, nu-i disprețuiește, nu-i consideră sub nivelul lui, dar le spune fraților, aș vrea să știți ceva. Formularea aceasta aici, în primul verset, este o dublă negație. Nu vreau să nu știți. Asta simplificat, mai ușor de înțeles, pentru noi ar fi, aș vrea să știți. Și pasajul pe care noi l-am citit este construit pe o comparație, dacă vreți, pe o punere în paralel. În patru versete, Pavel le spune fraților cărora le scrie că toți oamenii la care el se referă, toți au avut parte de aceleași experiențe spirituale. Însă vine acest fatidic cuvânt cu care începe versetul 5, în care Pavel spune, totuși, pentru că aici se întâmplă o schimbare. Mi-aduc aminte că am citit undeva că Oliver Cromwell, acest important personaj din zbuciumata istoria Angliei secolului 17, cred, la un moment dat, vrând să se ocupe de educația fiului său, Richard, a zis el așa, am să-l învăț pe fiul meu puțină istorie. Istoria în vremea de atunci nu era socotită ca o disciplină din programa de învățământ. Alte erau. Dar Cromwell a zis, eu știu că fiul meu ar avea multe de învățat și din istorie. Aceasta a fost și gândirea lui Pavel. Pavel, încercând să-i ajute pe frații din Corint să repare lucrurile, îi invită la o călătorie în istoria poporului evreu și îi duce cu gândul la vremea în care înaintașii poporului evreu se găseau în călătorie, plecând din Egiptul robiei spre Canaanul făgăduinței. Și Pavel subliniază aici câteva lucruri și bine ar fi să ia aminte la aceste subliniere ale Apostolului Pavel și teologii liberali și predicatorii moderniști din vremea noastră care spun că nu-i nevoie după ce te-ai pocăit, te-ai întors la Dumnezeu, de pe acum înainte ești înscris în lista lui Dumnezeu și poți să trăiești cum vrei. Aș vrea să le spun acestor oameni și fraților care aud aceste învățături. Ceea ce le spunea Pavel aici. Fraților, zice Pavel, toți au fost sub nor. Toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nor și mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beiau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Majoritatea cercetătorilor Bibliei, indiferent de denominațiunea de care aparțin ei, sunt de părere că aceste experiențe ale poporului evreu în călătoria spre Canaan reflectă într-un anume fel sau simbolizează experiențele prin care trec creștinii sau trece biserica în calitatea ei de popor al lui Dumnezeu răscumpărat în călătoria către cer. Toate aceste probleme pe care ei le-au întâlnit
Sunt probleme care într-un anume fel apar și în călătoria vieții noastre. Pentru că Apostolul Pavel în două rânduri în acest pasaj pe care noi l-am citit spune și subliniază: aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Și apoi în versetul 11 reia și întărește: aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și adaugă, au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Frații mei, surorile mele, Pavel a fost marele propovăduitor al mântuirii prin har. Pavel se adresa unor creștini care trăiau în vremea harului. Oameni care au fost chemați la mântuire prin Evanghelie. Dar oamenii aceștia trebuiau să învețe că trebuie să fie plăcuți, să se slăbească după putințele lor, să fie plăcuți lui Dumnezeu. Faptul că trăiesc în vremea harului, faptul că Hristos a murit, este un lucru extraordinar. Este o oportunitate deosebită. Dar are și omul o anumită responsabilitate. Și dacă aceste lucruri sunt menționate aici pentru ca noi să ne ferim de ele, dragii mei, aș vrea să fie limpede și clar. Biserica Domnului din Montreal, Laval, Biserica Domnului din Arad, din București, din Craiova, din Timișoara, din Suceava, din Brașov, din Baia Mare, din Oradea, din Cluj, trebuie să se ferească de aceste lucruri. Câtă vreme Biserica Domnului este pe pământ, câtă vreme trăim în trupul acesta, noi trebuie să ne ferim de lucrurile acestea. Altfel, de ce ar fi scris Apostolul Pavel fraților din Corint să nu faceți asta, să nu faceți cealaltă, să nu faceți cealaltă? Dacă ei sunt deja odată mântuiți, pentru totdeauna mântuiți. Așa cum se vehiculează astăzi o teologie și o evanghelie ciudată. Sunt amintite aici 5 lucruri, cred, o să le numărăm pe rând, de care noi creștinii trebuie să ne ferim cu mare grijă. În primul rând, în versetul 6, Pavel zice să nu poftim. Unul din sfaturile cele mai înțelepte date vreodată unui om. Apostolul Petru abia să spună și el în prima sa epistolă, în capitolul 2, cred, versetul 11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Nu-i așa? Așa parcă spune. Dați-mi voie să vă spun, m-am uitat astăzi în vremea noastră când înveți o meserie, de bună oară meseria de menuzier. Nu știu dacă am pronunțat bine, dar știți despre ce vorbesc. Atunci când începi să înveți meseria aceasta, mai întâi de toate, ești învățat cum să te protejezi. Intri într-un domeniu în care sunt multe pericole, și mici și mari. Și primele lecții pe care le primești în meseria pe care vrei să ți-o însușești, este cum să-ți păzești trupul de accidente. Nu-i așa? Înveți ce să faci și înveți ce să nu faci. Pentru ca trupul tău să fie ferit de accidente. Ba mai mult, uneltele acelea pe care le vei folosi sunt unelte care implică un anume grad de risc. Și producătorii care au produs acele instrumente le-au dotat cu anumite echipamente pentru ca tu să nu-ți bagi degetele acolo unde nu trebuie, să rămâi fără ele. Și toate acestea și multe altele dovedesc că în societatea în care noi trăim există o grijă foarte mare pentru siguranța trupului acestuia. Dar aș vrea să vă spun că în afara contextului Bibliei și al Bisericii, eu n-am găsit sfaturi și învățături cum să-ți protejezi sufletul în societatea în care noi trăim. Nu ți se spune cum să-ți protejezi sufletul. Te uiți la televizor, te uiți pe internet, citești o carte, un ziar, o revistă, îți pline magazinele, rafturile, gem de ele, câte sunt. Dar niciuna nu te învață cum să-ți protejezi sufletul. Și aș pune întrebarea, ce mai important oare? Trupul sau sufletul? Biblia spune că trupul ăsta se trece. Omul dinăuntru se înnoiește. Sufletul are preț în noi, să știți.
Nu trupul pe care îl împodobim, îl îngrijim. Sufletul are preț. Și sufletul, ca să ți-l protejezi, numai Biblia te învață. Biblia îți spune ce să faci și ce să nu faci. Și apostolul Pavel spune să nu poftiți. De ce să nu poftești? Pentru că vine Petru și adaugă ceea ce am spus mai înainte. Pentru că poftele se războiesc cu sufletul. Pentru că stricăciunea care este în lume a pornit de la pofte. Pentru că de acolo pornesc foarte multe din falimentele noastre. De aceea, fraților, surorilor, în vremea aceasta, haideți să avem grijă și să biluim poftele. Să fugim de ele, atâta cât stă în puterile noastre. Și atunci când vom ajunge într-o situație care trece dincolo de puterile noastre, acolo să strigăm după ajutor de sus. Să rugăm pe Dumnezeu să păzească mintea noastră și inima noastră de pofte. Amin. Amin. Mi-aduc aminte că m-a surprins o afirmație pe care a făcut-o un frate în biserica din Micala, că eram un tinerel pe atunci. Știam că a fost cândva legea, că acum e harul. Și în gândirea mea de tinerel, socoteam că vremea harului este o vreme în care avem mai multă lejeritate. Însă predicatorul, în seara aceea, era un program al tineretului, predicatorul se chema fratele Pavel Leacu, acum e la Chicago. Zicea, fraților, venind Domnul Iisus în lumea noastră, ne-a dus harul și adevărul. Dar harul a ridicat ștacheta și eu am rămas foarte surprins. Am crezut că a coborât-o. Am crezut că Dumnezeu, văzându-ne neputința de a împlini legea, a hotărât să mai reducă puțin din condiții, să mai lasă ștacheta mai jos. Și fratele acela, în seara aceea de program de tineret, m-a surprins, m-a șocat, m-a provocat să gândesc. El a spus, Dumnezeu prin Iisus, aducând harul în lumea noastră, a ridicat ștacheta. Și am zis eu în gândul meu, dar cum se poate asta? Cred că n-am înțeles bine, n-am auzit bine, poate n-am fost destul de atent. Și fratele a spus, în vechime, în vremea legii, dacă un om făptuia o anume faptă cu o femeie, cu o fecioară, și n-avea drept la tipul acela de relație, gestul lui era pedepsit. Dar vine Domnul Iisus în predica de pe munte și spune, dacă n-ai ajuns să faci lucrul acela, dacă te-ai uitat și în inima ta ai poftit, deja lucrul acela ți se pune în socoteală ca și înfăptuit. Și a zis, are dreptate fratele predicator, fratele Pavel Iacu. Și am înțeles atunci că Dumnezeu cere de la noi în vremea Harului o mai mare grijă. Nu doar faptele, ci și intențiile. Chiar dacă nu s-au transpus niciodată în fapte, să știți că sunt cunoscute de Dumnezeu și luate în considerare. Dumnezeu să ne păzească de orice lucru care ar putea constitui în ziua judecății act de acuzare împotriva noastră. Amin. Amin. La doilea rând, zice Pavel, să nu fiți închinători la idoli. Asupra acestui aspect n-am să insist pentru că frații predicatori de multe ori s-au străduit din răzputeri să ne convingă faptul că deși noi nu avem statuete și imagini în casele noastre și nu le acordăm importanță religioasă, avem totuși o grămadă de lucruri la care le acordăm mai multă atenție decât ar trebui și poate le acordăm întâietate în fața Bibliei. Nu o să intru în prea multe detalii, frații au dovedit destul de clar că există în vremea aceasta foarte mulți idoli și că unii oameni și poartă în inimă. Apoi Pavel zicea, fraților, să ne ferim de curvie. Poate că veți spune, frate Iosif, sfatul ăsta este tare, cuvântul ăsta e tare, parcă prea dur pentru noi. Printre noi nu credem că se întâmplă asemenea lucruri. Bine ar fi să nu se întâmple. Bine ar fi să nu se întâmple. Numai că am văzut destul de multe familii prăbușindu-se și unele din cauze de aici vin. De aici vin. Frații mei, surorile mele, spuneam mai înainte, standardul pus de Domnul Iisus este un standard înalt, un standard ridicat. Noi suntem chemați să trăim în slobozenie. Dar să avem mare grijă ca slobozenia noastră să nu fie înțeleasă greșit și o manifestare a firii pământești. Zicea Pavel în continuare, să nu ispitim pe Domnul.
cum l-au ispitit unii dintre ei. Numai că există în Biblie, în Noul Testament, în cartea lui Iacov, un cuvânt care spune că Dumnezeu nu ispitește și El însuși nu poate fi ispitit să facă rău. Cum se pot pune în acord cele două afirmații, cea făcută de Pavel aici, cu cea făcută de Iacov? Cum zice Pavel să nu ispitim pe Dumnezeu, când Iacov zice în dreptul lui că Dumnezeu nu poate fi ispitit? Totuși Pavel zice aici, unii dintre ei l-au ispitit. Și rezultatul a fost că au pierit prin șerpi. A ispitit pe Dumnezeu nu înseamnă doar a încerca să-L provoci să facă rău. A ispitit pe Dumnezeu în contextul experienței poporului evreu din vechime înseamnă a-i pune răbdarea la încercare. A avea parte de tot binele pe care Dumnezeu ți-l face și a nu recunoaște nimic, purtarea Lui de grijă. A ispitit pe Dumnezeu înseamnă a te purta în așa fel încât îl faci pe Dumnezeu să schimbe planurile. Nu să facă ceva rău, ci să facă altfel de cum a avut de gând inițial să facă. Dacă n-ar exista pericolul acesta, frații mei, știu că nu vă place, dă-ți cuvinte, dar dacă n-ar exista pericolul acesta, sfatul ăsta nu și-ar avea locul în Biblie. Printre sfaturile date creștinilor din vremea Harului. Ultimul lucru la care mă voi referi în dimineața aceasta se găsește în versetul 10. Să nu cârtiți cum au cârtit unii dintre ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Atunci când m-am mutat din satul meu cu serviciul la Arad, din vara anului 1986, am început să frecventez biserica de pe strada Mestecăniș. Cred 51 sau 53, nu mai țin bine minte numărul, dar știu locul. Pentru că eram un tânăr timid, cu foarte multe complexe, nu îndrăzneam să mă duc în față, să mă așez pe unul din rândurile din față. Câteodată eram pe ultimul rând, măcar că n-aveam copii. Câteodată stăteam în curte, dacă era vară, în fața unui geam deschis. Mi-aduc aminte că una din cântările pe care am auzit atunci cântau grupuri de frați, de surori, de tineri și de mai puțin tineri, o cântare care spunea în refrenul ei, au cârtit israeliții, dar noi oare nu cârtim? Și în mintea mea de tânăr, stând acolo undeva în spate, se năștea mereu o întrebare. Dacă au cârtit israeliții și dacă au văzut ce au pățit, atunci noi de ce oare mai cârtim? Să știți că la întrebarea asta încă nu am răspuns. Au trecut de atunci 31 de ani și încă mă întreb. Oare de ce mai cârtim? V-ați întrebat vreodată? Cârtirea este manifestarea către exterior a nemulțumirii din inimă. Sunt foarte multe nemulțumiri. De vreo 10 ani încoace studiez fenomenul acesta. Nu v-am spus, dar studiez fenomenul acesta. Și văd că nemulțumirile tot cresc și în biserica locală, și în biserici pe unde mai ajung. Când stau de vorbă cu frați, dincolo de comun sava, sava bien, când atunci să stai de vorbă la un nivel mai profund, îți dai seama că în foarte multe biserici nivelul de nemulțumire ajunge în zona roșie a cadranului. M-am întrebat oare de ce? M-am dus cu gândul la faptul că în acești 10 ani n-am întâlnit pe nimeni să spun eu sunt nemulțumit, dar n-am motiv. Sunt nemulțumit, așa sunt eu. Toți cred că au motiv. Unul nemulțumit de neoane. Altul nemulțumit de carpet. Câte unul nemulțumit de bănci, câte altul nemulțumit de programul din biserică, fraților, surorilor. Acestea sunt lucruri minore. Sunt lucruri minore. Ar trebui să ne uităm la ceea ce Dumnezeu face pentru noi. Spuneam la început, când predicatorul spune ne cheamă Dumnezeu să ne iubim unii pe alții. El ne-a iubit pe noi și ne cheamă și pe noi să ne iubim unii pe alții. Tu auzi cuvintele acestea, stai pe gânduri și lângă tine spune cineva să o dovedească el întâi. Și tu ești pus dintr-o dată în fața luării unei decizii. Pe care să-l asculți? Pe fratele de la Amvon,
care pare să fi falimentat cândva în a-și manifesta dragostea, sau pe fratele sau sora de lângă tine care a spus să o dovedească el întâi. Sfatul cuvântului lui Dumnezeu sau observația făcută, mai știu eu, poate într-un moment nepotrivit, făcută de cineva. Fraților, de ce vă spun lucrurile acestea? Pentru că ele afectează unitatea bisericii. Ele afectează profund unitatea bisericii. Pe noi Dumnezeu ne-a chemat la unitate. Pentru a face din noi un popor al lui Dumnezeu a fost în stare să plătească un preț și n-a plătit echivalentul economiei Statelor Unite. A plătit ce a avut mai scump. S-a uitat în cerul lui desăvârșit pentru lui și s-a întrebat pe cine să primit. Și cea mai desăvârșită ființă din cer, acolo unde totul este desăvârșire, era Iisus. Și Dumnezeu a zis, pe El am să-L primit. L-a dat pe Iisus să moară pentru noi și a murit pe cruce ca să ne adune pe noi într-un trup, ca să facă din noi un popor. De ce să ne străduim noi atunci să facem mai multe grupulețe? Suntem chemați să alcătuim un trup, să funcționăm împreună. Darul pe care Dumnezeu l-a pus în tine să fie de folos fratelui de lângă tine, sorei de lângă tine, bisericii locale. Întreabă-te în consecință ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Tu știi că tu vezi către ce domeniu sau în ce domeniu ai înzestrări mai mult, mai altfel. Întreabă-te, darul acela în ce fel poate fi pus în slujba bisericii locale? Nu împotriva bisericii locale, ci în folosul bisericii locale. În folosul fraților, în folosul surorilor. Unii sunt nemulțumiți pentru că n-apucă să predice ei. Apostolul Pavel avea o altă perspectivă și în privința aceasta. El a zis la un moment dat, unii îl predică pe Hristos din dragoste, dar alții din pismă și din duc de ceartă. Și spunea el, unii o fac ca să adauge la lanțurile mele și alte necazuri. Dar cu toate acestea, Pavel nu era supărat pe ei. Spune Pavel, ce-mi pasă? Eu mă bucur că ori dintr-o motivație, ori dintr-alta, până la urmă, Hristos este vestit, Evanghelia este răspândită. Nu contează că predic eu sau predic altcineva. Important este că al Domnului cuvânt se proclamă. Și când predică cineva, n-ar trebui să frunzăresc Biblia, să caut argumente că nu e așa. Ci ar trebui să mă rog ca Dumnezeu să-L întărească pe predicator. Să-i dea cuvânt. Să-i dea îndrăzneală să spună ceea ce trebuie spus. V-ar fi de folos să mergeți, să aveți un medic de familie care, indiferent ce boală ați avea, vă dă doar Tylenol regular sau Advil? Indiferent ce problemă, vă doare piciorul, vă doare capul, vă doare coloana, el vă dă una și bună. Și vă spune, mergeți acasă, vă faceți bine, gândiți optimist. Nu trebuie să fie folos, nu-i așa? V-ar trebui un medic de familie care se ocupe cu atenție de problemele dumneavoastră. Care să vă asculte să tragă niște concluzii corecte și să vă recomande un diagnostic precis. Dimineața aceasta, martorul meu este Dumnezeu, că n-am vrut să întristez pe nimeni. Dar am vrut să vă spun că sunt lucruri care trebuie să îndepărtate din viețile noastre și din viața bisericii locale. Ar trebui să ținem seama de faptul că lucruri de felul acesta, când Dumnezeu le-a văzut în viața poporului evreu, nu i-a plăcut să le vadă acolo și n-a stat nepăsător. Ar putea crede oare cineva că lucruri asemănătoare Dumnezeu le-ar îngădui în viața bisericii locale? Eu cred că nu. Pentru că eu cunosc și propovăduiesc un Dumnezeu care este drept. N-are mai multe unități de măsură după caz, cu prieteni într-un fel, cu alții într-alt fel. Cunosc și propovăduiesc un Dumnezeu care nu se schimbă. Amin? Și dacă aceste lucruri mi-au fost plăcute atunci, eu vă spun sigur că nici astăzi nu-i sunt plăcute. De aceea poate ar trebui să fim atenți asupra vieții noastre, asupra inimii noastre. În fiecare zi,
Dar mai cu seamă, atunci când urmează să ne apropiem de trupul și de sângele Domnului. Într-un asemenea context, Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel ne îndeamnă să ne cercetăm. Și dacă descoperim în viața noastră lucruri de felul celor despre care Pavel a vorbit aici, avem o oportunitate extraordinară să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu, să rugăm să ne ierte. Să rugăm să ne dea o stare după voia Lui. Ne vom pleca în dimineața aceasta ca de fiecare dată, pe genunchi înaintea Domnului. Și aș vrea mai cu seamă să ne uităm în viața noastră, în lăuntrul inimii noastre. Să vedem ce ar putea Domnul să vadă acolo. Să rugăm să ne ajute să îndreptăm tot ceea ce trebuiește îndreptat. Poate că vă veți întreba, frate Iosif, dacă eu descoper unul din lucrurile respective despre care mi-am amintit în dimineața aceasta, îl descoper în viața mea. Oare mă mai pot împărtăși? Aș vrea să vă spun, pe baza a ceea ce Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg din Scriptură și mai cu seamă din Evanghelie, că dacă ai constata un asemenea lucru și te-ai căit de el, îngenunchiat înaintea Domnului, El îți poate dărui iertarea. El nu are nevoie de vreo 5 ani sau 10 ca să te curățească. Sângele Domnului Iisus curățește instantaneu. Dar știți în ce condiții curățește? În condițiile părerii de rău în inima noastră și în condițiile părăsirii acelui lucru sau acelui obicei. M-am bucurat tare mult când frații dimineața au ales să citească Psalmul 51. Psalmul 51 descrie frământarea și lupta sufletească a lui David. Și într-unul din versete David zice: Doamne, împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit. Și se tăiește David. Dar ce furase David de la Dumnezeu? Ce luase David din grădina lui Dumnezeu? Ai putea spune nimic? Că doar femeia lui Urie era femeia unui om care nici măcar nu făcea parte din poporul lui Dumnezeu. Și totuși, după un an de chin, când prorocul lui Dumnezeu vine în casa lui David, David zice: Doamne, am greșit cum am greșit față de Urie, față de femeia aceasta, față de mulți alții, față de conducătorul detașamentului în care era Urie. Am greșit că l-am pus să facă ceea ce n-ar fi trebuit să facă. Dar, dincolo de toate, eu, împotriva Ta, am păcătuit. De aceea vei fi drept în judecățile Tale și fără vină în hotărârea Ta, indiferent ce vei hotărâ în dreptul meu. Cuvântul pe care tu îl spui fratelui tău despre un alt frate sau sorei tale despre o altă soră, o rănește și pe persoana respectivă. Dar întâi de toate, ține seama că lovește în Dumnezeu. De aceea, frații mei, surorile mele, aș vrea în vremea care urmează să fim preocupați în repararea relației, în vindecarea rănilor, în îndepărtarea din viața noastră a celor lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Pentru că El să-și poate găsi plăcerea în noi. Doriți lucrul acesta? Atunci, vreau să vă spun că dacă ne vom strădui să și punem în aplicare, vom avea în Dumnezeu un sprijin tare. Dacă noi punem în aplicare aceste lucruri, nu mă tem de ce vremuri vor veni peste lume. Indiferent cum va merge economia lumii sau politica. Când vom avea de partea noastră pe Dumnezeu. Și asta e cel mai important lucru. Va fi Dumnezeu prezent în casele noastre, în familiile noastre. Va fi Dumnezeu prezent la părtășiile noastre. Și vom simți prezența Lui între noi. De aceea, fraților, surorilor, haideți să fim corecți și să îndepărtăm acele lucruri care poate că deranjează pe Dumnezeu în viețile noastre. Și zic lucrul acesta, Dumnezeu să mă ajute începând cu mine. Amin? Vă chem să ne plecăm pe genunchi. Și în rugăciunea aceasta spuneți Domnului ce vreți. După această rugăciune, fratele Mircea se va ruga pentru azimă și pentru rodul viței și vom trece la împărtășire.